trec la jumate a vieții, cu om de sani tinereții. Eu uite așa ne trece viața și din bune. De ce n-am avut eu banii? Avem bani, avem și minte, dar nu sani dinainte. Cum e? Vă distrați? E bine? E foarte bine. La ceas de sărbătoare a comunei, toată lumea se bucură că la o sărbătoare adevărată. Ca în fiecare an, prezența este numeroasă și oamenii se simt bine. Înțeleg că e a doua zi de distracție. Da, sunt în total sunt 3 zile ale comunei. Următoarea zi va fi hramul bisericii, unde după slujba de la biserică se va face din nou o agapă creștinească la Căminul Cultural. Și urmează ca pe 1 iunie să avem un festival național al școlii Sunt Mândru de Portul Meu, cu participare de 6-7 județe și este o continuitate a acestei sărbători. E greu să aduni atâta amar de negustori și artiști și oameni la un loc? Nu este ușor, dar ne-am obișnuit că în fiecare an organizăm. Și deja anul acesta este al 10-lea an de când facem această sărbătoare. De tradiție. De tradiție și o creștem de la an la an sau o reușim să o menținem la acest nivel. E greu, dar tot ce e greu e și foarte frumos. Are o dată fixă sau potrivit să pice în weekend? Ziua comună este 21 mai, ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena, care este și hramul bisericii. Dar nu putem să facem decât într-un weekend, pentru că nu putem să, dacă pică lunea sau marța sau cum pică anul ăsta. Mă bucur că le putem oferi cetățenilor noștri, care merită într-adevăr și au devenit din ce în ce mai pretențioși. Sunt bucuros că sunt lângă mine anumiți prieteni și sponsori care mă ajută, că altfel de unul singur nu pot să organizez și din bugetul primăriei nu ne putem permite asemenea spectacole, pentru că nu ar fi nici moral, nici normal, dar totdeauna ne străduim să păstrăm această tradiție aducând oameni de valoare care să îi facă pe cei din jurul nostru să vină o zi să se bucure alături de noi. Nu s-ar spune, din 2 mai. Ați venit special pentru zile? Special, da. E al 5-lea an. Da. Cum e atmosfera? Atmosfera e superbă. Oamenii veseli. Și da. Primarului care a organizat asta. Și face an de an. Nu dansați, nu beți, nu? Doar ce am venit, o să dansăm, să bem ceva mai întâi. E prea cald. De unde cunosc? Din Constanța. Și cum v-ați nimerit? Am aflat de zilele Albeștiului. Ați venit special sau erați pe aici? Special, special. Vă place atmosfera? Da. Dacă era și umbră, era bine. Cum e? Ați mai fost? Nu, este prima dată. Da. Nu beți ceva? Nu vă distrați? Nu vă veseliți? Da, domnule, cum să nu? Ați băut ceva? Am băut. Nu. Nu. Sunt cu mașina. Sunt cu mașina. Nu prea ne spateți. Și tu? Tot cu mașina? Da. Tot cu mașina? Da. Deci nu bei, nu... Nu o bem. Ne place să ascultăm. Localnică? Da, nu, la Chirnogen. La Chirnogen. Da. Și cum ați ajuns aici? Păi a venit la ziua comunei. Special? La Albești, special, da. A, nu că v-ați nimerit. Nu, nu, în fiecare an venim. Serios? Da, e foarte frumos. Vă place? Da.